Ce sfat i-aș da? E o frumoasă întrebare, îmi place. Să le transmită pasiunea pentru informatică. I-aș da următorul sfat. În primul rând, l-aș felicita pentru această alegere. Iar trebuie un moment de introspecție, să-și dea seama dacă este cu adevărat pasionat de ceea ce face. Sunt meserii pe lumea asta, vocaționale. Să stea în învățământ doar dacă este sigur că dorește să facă asta. Să-și aleagă cumva un model de fost profesor care să-l inspire în predarea la clasă. În primul rând să pună suflet în ceea ce face. Să aibă răbdare cu generațiile din ziua de azi. Să înarmeze cu multă răbdare. Pentru că ei știu foarte multe și au foarte multe surse de informație. E foarte important să încerci să înțelegi. Obiectul nostru este destul de abstract, mă refer chiar strict la informatică. Cunoștințele ar fi în planul secund, să fie între elevi. Trebuie să fie dispus să se implice câteodată foarte mult. Un sprijin moral. Să găsească o cale de comunicare cu ei. Să afle tot timpul ce își doresc ei. Să fie un coordonator. Când iau o clasă de a noua, îi întreb ce își doresc să învețe. Ei au idei multe și de multe ori știu lucruri în anumite domenii, sub domenii poate mai mult decât noi. Și atunci trebuie ascultați cumva, ghidați. Vin cu propuneri foarte frumoase, dar nu putem să le punem pe unele în practică, că nu avem cum un laborator de informatică. Mi-aș dori să am resurse și manete la dispoziție, astfel încât să atrag în sistem, în lumea profesoratului, oameni care să fie pasionați de ceea ce fac. Va primi cu siguranță din partea elevilor de 10 ori mai mult. Și poate că în timp va deveni el un model pentru alți elevi, studenți care vor alege cariera de profesor.